Tragedie din cauza băuturii. Doi frați din Crasna s-au luat la bătaie până când unul dintre ei a murit. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine acum colega mea, Alina Băcescu. Bun găsit, Alina! Bună seara, Costin! Bună seara, doamnelor și domnilor! Incidentul s-a petrecut aseară în jurul orelor 19. Se pare că cei doi munceau la o stână din comuna Crasna, iar când s-au întors acasă, s-au pus pe băut până când alcoolul le-a întunecat mințile. Trăistarul Ion, în vârstă de 38 de ani, și fratele său, trăistarul Nicolae, în vârstă de 41 de ani, s-au luat la bătaie cu bâtele până când acestea s-au rupt, însă încăierarea nu s-a oprit aici. Prinderea în chiună, fratele cel mic a pus mâna pe o lopată și l-a lovit de 10 de ori în cap pe fratele mai mare, până când a rămas inconștient. Văzând cele întâmplate, martorii au sunat la 112. Imediat la fața locului a ajuns ambulanța și anchetatorii. Victima a fost transportată la spitalul Dinovaci, în comă, iar la scurt timp a decedat. Suspectul a fost reținut, iar acum procurorii urmează să stabilească modul în care s-au petrecut faptele. Procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a suspectului trăistaru Ion din comuna Crasna, județul Gorj, cercetat pentru comiterea infracțiunii de omor. Medicii au stabilit că bărbatul a decedat din cauza multiplelor leziuni produse la nivelul capului. Cercetările continuă în cauză, fiind efectuate de procuror, care urmează să dispună toate măsurile legale în cauză pentru stabilirea adevărului și tragerea la răspundere a persoanei vinovate de comiterea de infracțiuni, cu respectarea principiului de nevinovăție. Dacă se dovedește vinovăția suspectului, acesta riscă să-și petreacă ani grei după gratii.